mai înseamnă ceva. O țară care își prețuiește tinerii și știe să-și țină acasă specialiștii din educație, din cercetare, din sănătate. O țară în care părinții nu trăiesc cu frica zilei de mâine, iar copiii nu cresc singuri pentru că părinții le-au plecat în străinătate. O țară cu adevărat europeană! Dragi prieteni, am spus că în această campanie vreau să renunțăm la mituri și la prejudecăți. Haideți ca începând de astăzi, de aici, din inima Olteniei, să mai dărâmăm încă un mit, acela că Oltenia este roșie. Și la alegerile din noiembrie să arătăm că Oltenia s-a săturat de culoarea roșie, care înseamnă sărăcie, corupție, minciună. Să arătăm că Oltenia dă semnalul schimbării, o schimbare adevărată, în fapte, nu în vorbe. Eu vă întreb. O duceți mai bine de când este prim-ministru Victor Ponta? Credeți că după ce n-a făcut nimic pentru voi, pentru viața voastră de zi cu zi ca prim-ministru, o să facă ceva ca președinte? Eu sunt un om al faptelor, nu al vorbelor goale. Sunt om al promisiunilor onorate, nu al spectacolului. Și cred că dacă ai rezultate în munca ta, le poți avea oriunde, la Craiova, la Sibiu, la Roșior sau în toată România. Și dacă îți pasă cu adevărat de oameni, îți respecti promisiunile oriunde, nu contează că ești primar sau prim-ministru sau președinte. Cine n-a făcut nimic ca prim-ministru, nu va face nimic nici ca președinte. Aceste alegeri, eu nu mă bat cu persoana Victor Ponta, ci cu un fel de a face politică și cu sistemul pe care el îl reprezintă. Și mă voi bate cu toți cei care continuă politica scandalului, a vorbelor goale, a promisiunilor false și a lipsei de rezultate. Păcat că un om atât de tânăr a dezamăgit și a ajuns atât de repede și atât de ușor prizonierul unui sistem. Unui sistem care distruge mediul privat pentru a-i ține pe oameni în sărăcie și cu mâna întinsă la stat. Un sistem care disprețuiește educația pentru a-i ține pe oameni în ignoranță și distruge viitorul tinerei generații. Un sistem corupt care nu ține cont de voi, ci doar de găștile de partid, de interese și clientelă. Victor Ponta a demonstrat că nu este nimic mai mult decât omul acestui sistem al baronilor care stăpânesc județele ca pe niște feu de proprii, în Dolj, în Olj, în Gorj și în multe alte locuri. Acești oameni care conduc azi cu deplin cinism, vă amăgesc pe voi cei de bună credință cu o mică creștere de salariu sau de pensie, în timp ce firmele lor căpușă iau milioane de euro de la rovinari și turceni, din construcții de drumuri și de pe unde apucă. Cu acest sistem mă bat acum! Lucrului bine făcut este răspunsul meu. Este o atitudine, un fel de a fi și de a face lucrurile.
temeinic, cu seriozitate și cu grijă pentru oameni. Și nu mă bat pentru mine, ci pentru voi și pentru România mea. Vă chem alături de mine în aceste alegeri. Dați-mi speranța, încrederea și forța voastră și vă dau hotărârea, determinarea și forța mea pentru ca împreună să construim România lucrului bine făcut!